Iisus, ca Sfântul Mire, văd că vine. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd, cu tine îți aduce divinul miel. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd, cu tine îți aduce divinul miel. Te duci și spune-i lui că-n mila-i jertfitoare găsita-i alinare. Acum să-i spui și de-ai venit furtuna, te du mai sus într-una și vei primi cu luna de la Iisus. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd, aduce divinul miel. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd, cu tine îți aduce divinul miel. Ești în lume, nu dispera și spune, El poartă grija ta, nu dispera. Îți dă putere într-una să împingi oricând furtuna. Iisus, întinde mâna când crucea-i grea. Acolo-i pace dulce și lacrimile pierd, odihnă îți aduce divinul miel. Și lacrimile pierd, odihnă îți aduce divinul miel. Poetul cântării ne prezenta și ne spunea căci acolo e pace dulce, în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde Domnul Iisus Hristos s-a înălțat de pe pământul acesta și s-a dus din nou în cer la Tatăl. Acolo e pace dulce, acolo lacrimi nu o să mai fie, nu o să mai fie durere, nu o să mai fie sfârșiere de inimă și durerile acestea sufletești care nu se văd în ziua aceasta nici la fratele Costel, nici la sora Eudochia, dar această durere sufletească există la ei astăzi, pentru că și-au dorit nu puțin, destul de mult copilul acesta, au avut viziuni când va ajunge copilul acesta acasă, cum va fi viața de familie împreună cu cel mic. Dar vedem că la cărma tuturor lucrurilor, așa cum spuneam, este Dumnezeu. De aceea vă chem în ziua aceasta, familie scumpă și dragă, acceptați voia lui Dumnezeu.
Și cred că Dumnezeu va fi cel care vă va binecuvânta, va fi cel care vă va purta de grijă. Amintea fratele Avram, fratele Petric aici, despre felul în care Apostolul Pavel vorbește că dacă unul din copii, din părinți, este credincioși, copiii care se nasc și până la vârsta majoratului, până vor deosebi stânga de dreapta, până vor fi ei să aleagă binele și răul în viață, copiii aceștia, Biblia îi numește și îi declară sfinți, și așa este și Constantin, cel care a avut doar câteva zile pe pământul acesta, și doresc ca Domnul să vă mângâie. Nu știu câți copii vă va mai da Dumnezeu în continuare, nu știm voia lui Dumnezeu, dar un lucru aș vrea să vă spun: cu Constantin, cu primul copil venit în familia dumneavoastră, vă veți întâlni odată în cer. Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească, să vă binecuvinteze cu nădejdea și cu speranța aceasta, așa cum se spunea. Nu-i spunem adio în ziua aceasta, ci dorim să-i spunem la revedere, pentru că suntem oameni care trăim cu speranță, suntem oameni care trăim cu nădejde, suntem oameni care avem credință în Dumnezeu și avem credință în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus își întărea ucenicii, ne întărește pe noi cei care suntem în ziua aceasta aici, și ne spune cuvintele acestea: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, spunea Domnul Iisus, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este profeția aceasta frumoasă în Scriptură, în care ne spune că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Se va întoarce pentru noi toți cei care suntem aici, se va întoarce pentru micuțul Constantin și pentru cei care ne-au fost dragi și ne-au părăsit. De pe pământul acesta vine o zi când Domnul se va întoarce, când fiecare suflet va învia și va sta la judecată înaintea Domnului. Doresc ca Dumnezeu să ne mângâie, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim perioada aceasta de timp, vremea aceasta care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământul acesta, cu frică și cu temere de El. Și Domnul va fi Cel care va fi scut, va fi pavăză și va fi nădejde pentru fiecare dintre noi. Așa este viața omului pe pământ. Unora Dumnezeu ne-a rânduit mai multe zile, altora Dumnezeu ne-a rânduit mai puține zile, dar fiecare dintre noi, într-o zi ne vom întoarce în pământ, pentru că din pământ am venit și în pământ și în țărână ne vom întoarce. Aceasta este viața omului pe pământ. De aceea, frați și surori care suntem în ziua aceasta aici, familie scumpă, doresc ca Dumnezeu să ne mângâie, să ne binecuvinteze și să ne ajute ca în așa fel încât să trăim viața pe pământ, să fim conștienți de faptul că într-o zi le vom lăsa pe toate care le-am adunat, fie multe, fie puține, într-o zi le vom lăsa pe toate aici. Și faptele bune care le am făcut pe pământul acesta sunt cele care le vom lua cu noi. Nimeni n-a luat cu el nimic din ceea ce a adunat pe pământul acesta. Cu mâinile goale am venit în lume și cu ele goale vom pleca din această lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze să facem voia Lui cât trăim pe pământul acesta. Frate Costel și soră Doce, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă întărească. Mai sunt câteva momente, câteva clipe când îl priviți în față pe Cel care Dumnezeu vi l-a dat pentru câteva clipe, pentru câteva momente pe pământul acesta, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să vă dea nădejde și credință, căci cu Constantin cel mic vă veți întâlni odată în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să mângâie familia aceasta care vă însoțește, care este aproape de voi, Dumnezeu să binecuvinteze biserica, frații care suntem aici, ca să vă spunem că suntem alături de suferințele dumneavoastră, suntem alături de necazuri prin care trecem, și Cel care poate să mângâie și Cel care poate da nădejde este unul singur, și acesta este Dumnezeu. Și eu cred că Domnul poate să dea nădejde și speranță. Să-i spuneți în ziua aceasta celui mic la revedere, ne vom vedea în împărăția lui Dumnezeu și Domnul să vă ajute să treceți cu bine momentul acesta și să rămâneți cu nădejde și cu speranță în El, că ceea ce face Dumnezeu face bine, chiar dacă pe ochii noștri dau lacrimi, chiar dacă inima doare, chiar dacă suferim pe pământul acesta, voia lui Dumnezeu să se facă în toate lucrurile și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
pe fratele Nicu Toader, dorim să mulțumim Domnului pentru timpul acesta scurt care l-am petrecut aici, în grădina aceasta lacrimilor, încredințându-ne pe mai departe în mâna Domnului, punem protecția Domnului peste această familie, protecția Domnului peste fiecare dintre noi și să fim cei care să avem nădejde și speranță în Dumnezeu. Amin. Nădejde în Creatorul nostru, de întoarce și la bine numele Tău, Tatăl nostru, la care vedeți să Doamne. Credem din toată inima și prin Duhul Tău cel Sfânt, de lăsăm mângâiere peste această familie împurerată. Bine, face să înțeleagă că ce este planul Tău prin care ai găsit cu cale să-i cercetezi și să-i mângâie, Doamne, mai departe, te rugăm. Noi ca frați și surori am căutat-o, Doamne, să fim alături de ei. Și credem, Doamne, că și prin Duhul Tău cel Sfânt, mai departe, vei lăsa mângâierea Ta. Binecuvântă, Doamne, Dumnezeule, cuvintele care s-au rostit. Amin. Dorim ca pentru inima lor, pentru sufletul lor, Doamne, să fie o mângâiere. Să-i faci să înțeleagă, Doamne, că într-o zi cu toții ne vom înfățișa înaintea tronului Tău de milă și de îndurare. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care au luat parte, Domnul nostru. Te rugăm să binecuvântezi pe frați, pe surori, să binecuvântezi familia îndurerată. Și Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească mai departe, Domnul nostru. Să trăim cu sfințenie, cu evlavie, purtând de noi această nădejde a învierii. Pentru toate îți mulțumim, te lăudăm și îți binecuvântăm numele Tău, în numele Domnului Iisus Hristos și a Duhului Tău cel Sfânt, de acum și până în veci de veci. Amin. Dorim ca harul, îndurarea și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, în numele familiei. Mulțumesc tuturor celor care v-ați desprins de problemele care le aveam fiecare dintre noi, pentru că suntem aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze familia îndurerată, harul, îndurarea și binecuvântarea Domnului să rămână și peste ei și în toate numele lui Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Cântăm o cântare, timp în care familia și a rămas bun de la cel mic, și oamenii care sunt înviți cu aceasta vor continua să aducă la îndeplinire lucrarea aceasta. Amin.